Tricolorii aveau nevoie de o victorie pentru a termina pe locul secund și a obține biletul la turneul final. Se poate spune însă că România nu a ratat calificarea la Podgorița, ci în dubla cu Kosovo, din care a obținut un singur punct. Tricolorii au înregistrat contraperformanța de a încheia pe ultimul loc grupa de calificare. În meciul cu Podgorița, prima repriză a fost una echilibrată, în care România a avut 1-0, 4-3 și 5-4, iar gazele au condus de două ori la diferență de două goluri, 3-1 și 9-7, dar la pauză scorul a fost egal, 9-9. În debutul reprizei secunde, Muntenegru a marcat primele 4 goluri și s-a desprins pe tabelă, iar acest avantaj s-a dovedit a fi decisiv, deși ecartul a oscilat de la 2 goluri, 14-12, 18-16, 19-17, la 5 goluri, 22-17. Gazele au câștigat cu 23-19. În celălalt meci al grupei, Suedia a surclasat Kosovo cu 39-16. În clasamentul final, Suedia a ocupat primul loc cu 12 puncte, urmate de Muntenegru cu 6 puncte, Kosovo 3 puncte, România 3 puncte. Campionatul european din 2022 va fi cel de-al doilea cu 24 de participante. Campioana în titlu, Spania, și vicecampioana, Croația, sunt deja calificate, la fel și gazdele Ungaria și Slovacia. Primele două echipe din fiecare grupă, precum și cele mai bune 4 echipe de pe locul al treilea, se califică la turneul final. Ultima participare a naționalei României la un campionat european a fost în 1996, la ediția organizată de Spania, la care prima reprezentativă a încheiat pe poziția 9.